veteranului Dinamo, atunci reușeau să învingă 1-0 cu golul marcat de Geri Ganea. Contraatacul lui Dinamo, o centrare în fața porții și este gol! Montini, tot el! 2-0 la 3 minute de la reluarea jocului. Dinamo se duce la 2-0 pe tabelă. Defensiva Craiovei depășită odată în plus. Iată faza cu Pešić și pasa lui, asistul lui Gomelt. Montini este omul potrivit la locul potrivit. Biliaceli cu mâinile pe sus cerând acolo o poziție de offside la fostul lui coleg de la Seroma. Golul este însă valabil și din minutul 49 Dinamo se distanțează pe tabelă. Are 2-0 grație italianului Mattia Montini.